Aș dori să ne uităm în această sesiune la alte două semne ale unei biserici adevărate, sănătoase, și anume membralitatea bisericii și disciplinarea în biserică. Membralitatea și disciplinarea. La primul aspect ne vom uita mai rapid și vom zăbovi mai mult la al doilea, pentru că este mai problematic. Dar și în privința membralității, astăzi lucrurile sunt văzute destul de superficial, așa că trebuie să privim la ceea ce ne spune Scriptura despre membralitate. În primul rând, dacă este nevoie de membralitate, adică de ce n-am putea să fim o adunare, o strângere de credincioși, frați, toți care îl mărturisim pe Domnul Iisus, suntem împreună, ne închinăm, face ce face o adunare și suntem adunare. Și de ce ar fi necesar să existe o membralitate? Nu vreau să egalați neapărat membralitatea cu bilete membrale, neapărat cu foi pe care sunt scrise numele noastre, deși astea sunt bune și sunt necesare. Membralitate înseamnă să știi că faci parte dintr-o adunare. Felul în care noi punem, da, să zic așa, oficial pentru noi și pentru alții chestiunea asta pe foaie, asta e cu totul altceva. Dar membralitate înseamnă să faci parte dintr-o adunare, să fii un om activ acolo, să fii considerat parte din trupul acela local. Asta e conceptul redus la esență pe scurt. Care sunt bazele biblice? De exemplu, sunt identificate persoane specifice din adunare și chiar adunări din casele unor oameni în Sfânta Scriptură. Asta e o dovadă că se știa numărul membrilor. De exemplu, multe locuri din Biblie spune 1 Corinteni 16:19, bisericile din Asia vă trimit sănătate, Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Să știa unde e biserica și care este biserica, da? Filimon 1:2, către sora Afia, către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Să știa cine face parte din biserica din casa acestuia, da? A doua dovadă, disciplinarea, de exemplu, înseamnă excluderea din părtășie. Nu înseamnă excluderea dintr-o locație fizică. Dimpotrivă, noi ar trebui să fim orientați spre a primi pe oameni care au probleme, oamenii care nu se supun lui Hristos, necredincioși și așa mai departe. 1 Corinteni 5:2, și voi v-ați folit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit o faptă ca aceasta să fi fost dat afară. De unde să fie dat afară? Să scoatem cu forță, să chemăm poliția dacă nu vrea să iasă? Sau cum să-l dăm afară? Nu se știa care este adunarea și când cineva părăsea numărul celor care formau adunarea. 3. Strângerea la cina Domnului era doar pentru cei credincioși. Așa că trebuie să fie recunoscut care e adunarea. Care sunt cei credincioși care se adună la cina Domnului? 4. Botezul și convertirea constituie intrarea în numărul ucenicilor. Era un număr care se cunoștea acolo. Faptele Apostolilor 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000. La care număr? Numărul celor care erau deja adunare, da? Versetul 4:7. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor. Era un număr care creștea, să știa numărul pe cei ce erau mântuiți. Fapte 4:4. Însă mulți din cei ce au auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Da? A cincea dovadă, există un număr precis de credincioși care de multe ori sunt numiți dintre voi. Dintre voi. 1 Corinteni 5:12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi? Cum să știa care sunt ăștia dintre voi? Voi, cine erau ăștia? Oricine venea pe acolo la întâlnire, nu, Pavel n-ar fi mustrat pe cineva care era necredincios și nu susținea învierea morților. N-avea Pavel nicio problemă. El mustra pe cei care constituiau adunarea, da? Și erau unii câțiva din adunare care se făceau vinovați de negarea învierii. 6. Este o distinție făcută dintre cei dinăuntru și cei de afară. Dacă cei de afară vin înăuntru și și ei parte înăuntru, nu mai există distinția asta, da? Dar Biblia o face. 1 Corinteni 5:12. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Puteau ei să judece pe cei dinăuntru care nu erau născuți din nou? Care nu erau credincioși? Care nu-L mărturiseau pe Hristos? Nici vorbă, pentru că ei în realitate erau din afară, da? Dar erau prezenți fizic în adunare. 1 Timotei 3:7. Trebuie să aibă o mărturie bună din partea celor de afară, face diferență. Prezbiterul dinăuntru trebuie să aibă o mărturie bună față de cel de afară, da? 7. Îi se cere bisericii să aibă grijă pentru cei dinăuntru. Dacă nu știm care ai noștri, care e numărul, cine sunt ăștia dinăuntru, cum putem avea grijă de ei? 1 Timotei 5:16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica
pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat voie, cu adevărat văduve. Care e biserica? Se știa care e biserica. Cine venea în ajutorul văduvelor? Cine? Care e biserica? Universală? Noi suntem biserica de la apostol, biserica universală. Biserica universală nu poate să aibă grijă de văduve. Tu, eu putem să avem grijă de văduve, care constituim biserica. Da? Să știa care e biserica. Ei erau responsabili, da? De acest lucru. 8. Supravegherea reciprocă poruncită membrilor adunării arată că se știa. Să veghem unii asupra altora, cei din adunare, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea. Nu știu să nu părăsești adunarea universală. Trupul universal al Domnului Iisus. Adunarea noastră, cum au unii, știau pe aia care aveau obiceiul acesta, da? Ci să ne îndemnăm unii pe alții. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. 9. Răspunderea prezbiterilor este pentru membrii bisericii. Ascultați de mai mari voștri și fițele supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Păi cum să dai o socoteală de niște suflete care nu știu dacă au fost parte din adunare, erau din lume, era așa, o mixtură. Nu se știa cine sunt membrii adunării, pentru care el urma să dea socoteală. Eu nu pot să dau socoteală pentru cei care sunt membralitatea adunării și au murit de 40 de ani, cum se întâmplă în multe adunări. Nu pot să dau socoteală de membralitatea adunării pentru alții care sunt plecați de 4 ani la facultate și dau la, pe acasă. Dar eu vreau să rămân în biserica în care m-am botezat membru. Nu mulțumim. Eu nu pot să, nu am cum să dau socoteală de tine. Tu nu ești membru în adunare, tu nu participi activ în locul acesta, da? Și aici vom merge și spre implicații. Vom vedea implicațiile înțelegerii unui concept biblic a membralității. Sunt foarte multe dovezi în Biblie că membralitatea în biserica primară era un lucru fix. Nu mă refer că aveau ăștia, tăiau un vițel, luau, făceau un pergament sau făceau ceva acolo și scria membrii. Nu știu cum țineau membralitatea, dar se știa de către toată adunarea cine erau membrii. Acum că noi avem astăzi tehnologie ca să putem face lucrul ăsta mai cum trebuie, nu trebuie să spună: a, dar nu facem ca în biserica primară. Bine, o să tăiem o capră sau un vițel și o să facem ca în biserica primară dacă tu vrei să o facem așa. Da? Dar dacă avem metode ca să ținem o evidență a membralității, trebuie să ne folosim de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Da? Care este semnificația? În al doilea rând, semnificația biblică a membralității. Am văzut dovezile biblice, semnificația biblică. Ce înseamnă să ajungi un membru, să fii un membru într-o adunare? Ce înseamnă? Întâi de toate trebuie să fii un om născut din nou, care ai crezut Evanghelia, da? Asta e ordinea. Ai fost născut din nou și ai crezut Evanghelia. Dacă nu ești născut din nou și nu ai crezut Evanghelia, nu trebuie să fii membru într-o adunare. 2. Trebuie să fii un membru creștin care s-a botezat și a intrat pe calea dreaptă în membralitatea adunării, da? Un creștin născut din nou, un creștin care s-a botezat. 3. Un membru, un creștin care ia parte la viața bisericii având toate privilegiile de membru și responsabilități de membru. Dacă tu vrei să te botezi numai ca să fii sigur că ești mântuit, ca să ai și ultimul lucru pe care ți l-a cerut Biblia, dar n-ai niciun interes să faci parte din adunarea aia, să fii supravegheat în adunarea aia, hrănit în adunarea aia, să fii responsabil în adunarea aia, să contribui în adunarea aia, să participi la viața acelei adunări, nu ar trebui să fii un membru. Și dacă ai deveni membru și nu faci lucrurile acestea, te vom mustra, te vom îndemna, te vom încuraja, vom trage din tine, vom încerca să te smulgem ca din foc și dacă nu vrei o să te dăm afară, o să te excludem din biserică, te excomunicăm. A patrulea rând, trebuie să existe o încuviințare la un set minim de doctrine biblice esențiale. Tu nu poți să fii membru în adunare și să spui: vreau și eu să fiu membru în adunarea voastră. De ce? Păi am aici sunt părinții mei. Nu, tu trebuie să vezi ce credem noi și dacă înțelegi și ești de acord cu ce credem noi, poți să fii membru în adunare. Nu în toate aspectele. Nu în toate aspectele secundare, dar cel puțin nu am putea sub nicio formă noi ca adunare și nicio adunare a Noului Testament să primească pe cineva care nu știe ce e Evanghelia. Tu cum ești mântuit? Păi vin la biserică, eu din mic m-am născut în familie de credincios, păi spune-mă, du-mă la ortodox. Normal că trebuie să fii un membru în adunarea asta. Când mă botezați? Nu te botezăm, tu trebuie să fii născut din nou. Tu n-ai înțeles nimic despre ce înseamnă mântuirea și Evanghelia. Nu poți să fii membru în această adunare, da? Ăsta e minimul minimorum ca să fii membru într-o adunare, să înțelegi care este Evanghelia, da? Dacă ai aversiune față de cuvântul lui Dumnezeu, față de doctrinele esențiale, tu nu crezi în Sfânta Treime, tu nu crezi în lucrarea ispășitoare, substitutivă a Domnului Iisus Hristos, nu crezi în neprihănirea atribuită prin credință, nu crezi în judecata viitoare, nu crezi în învierea morților, lucruri pe care apostolii spun că sunt de temelie, Evrei capitolul 6, sunt de la începutul credinței. Dacă tu nu ești de acord cu lucrurile astea, ne pare rău, nu poți să fii membru într-o adunare a Domnului Iisus Hristos, într-o adunare locală. În al treilea rând, ne-am uitat la baze, la semnificația biblică, pe scurt, a membralității, la rostul membralității, da?
Care e rostul, care e rolul acestei membralități? Ce se încearcă să face cu membralitatea aceasta? Vă sugerez câteva lucruri, vă pot da manuscrisul să le citiți mai pe îndelete, să le studiați, vreau să le enumăr doar. Membralitatea ajută ca nevoile adunării să fie acoperite întâi în adunare. De exemplu, spune Fapte 2:45. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia, ale adunării. Da? Ajută să adunarea să se poată ocupa de nevoile celor care sunt din adunare, să știe care sunt cei din adunare. Da? Sau zice, luați seama că să nu întoarcă nimeni altuia rău pentru rău, ci întotdeauna căutați să faceți ce este bine atât între voi întâi, vedeți? Cât și față de toți. Dar primul cerc este la interior. Da? Sau, în al doilea rând, îngrijirea spirituală a prezbiterilor. Am sugerat deja lucrul ăsta. Eu cum aș putea să am eu grijă, dacă sunt prezbiter, de membrii adunării, dacă nu știu cine e membru în adunare? Membralitatea ajută prezbiterul să aibă grijă de cei care sunt în adunare. În al treilea rând, disciplinarea. Iarăși am menționat lucrul acesta întreagăt. Rostul membralității este să își disciplinarea când se aplică să-și facă efectul. Dacă el zice, nici măcar, disciplinați-mă. Păi uite, te disciplinăm și fiindcă n-ai vrut să asculti niște biserică, te dăm afară din biserică. Care biserică? Eu nici nu am fost membru măcar la voi. Da? Și el poate să jongleze. El nu este sub cadrul acela pe care Dumnezeu l-a stabilit. Da? Disciplinarea are sens numai dacă există membralitate. Dacă nu există membralitate, n-ai cum să disciplinezi. Eu n-am cum să disciplinez pe cineva care nu face parte din adunare. Să fie foarte clar. Pavel interzice. Noi nu avem treabă să judecăm pe cei din afară, ci pe cei dinăuntru. Da? Să scăpați de versetul preferat al evanghelicilor de astăzi. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Pavel spune, este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Este de datoria, responsabilitatea voastră. Da, asta spune Apostolul Pavel. 4. Credincioșii nu știu față de cine au responsabilitate dacă nu știu cine sunt fraților, cei care sunt membri în adunarea locală. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Să ne îndemnăm unii pe alții. Da, ca să nu părăsim adunarea. Pe cine îndemn? Dacă nu știi care sunt cei din adunare. Pe tine ca membru în adunare te ajută membralitatea, știi, ăștia sunt membrii din adunarea noastră, față de ăștia am eu o responsabilitate. Păi ăsta trebuie, frate Cristi, unde ai fost duminică dimineață? Păi am fost și m-am plimbat la Târgu Mureș. Domnul să te mustre, fă ce faci și ajungi în seara asta la adunare. El este un membru al adunării. Eu nu pot să sun pe altcineva care e membru la Speranța sau la Harul sau nu mai știu pe unde, de ce n-am s-o dus la adunare. Poate la unele adunări m-aș bucura că nu se duce, mă să ducă la adunare sănătoasă, da? Credincioșii știu față de cine au responsabilitate. 5. Lumea știe cine sunt credincioșii. Când se știe membralitate, lumea face departajare foarte clară între cine este ea și cine este adunarea. Uitați ce spune Scriptura. Ei le-au dat pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Cine ei? Evreii care erau creștini între ceilalți evrei. Vorbim de Ierusalim. Toți erau evrei, toți erau iudei. Dar membralitatea adunării, prin că lumea știa cine este membru în adunare. Era foarte clar pentru ei, chiar dacă toți erau evrei, da? Sau zice, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Biserica avea un sentiment al identității sale foarte puternic. Ea știa cine este ea. Ea știa cine e păgân, cine e vameș, cine e om necredincios și știa cine este ea. Da? Biserica făcea foarte clar diferența aceasta. Un avantaj, iarăși, al membralității este că ia falsa siguranță a celor nemântuiți și împinge spre cercetare lăuntrică de sine. Asta se vorbește foarte mult despre biserici primitoare. Eu sunt de acord să fim biserici primitoare, să fie cineva acolo, un frate zâmbitor, că dacă stai așa cu față de beton, bă, tu ce cauți aici la noi? Noi suntem exclusiviști. Ai auzit de biserica la bloc? Da. Afară cu tine. Deci nu asta atitudinea, da? Să fie foarte clar. E bine, să fim cordiali, poți să-i dai și un ceai, poți să chem la masă, poți să te întâlnești cu el, să ai o relație cu el, să socializezi. E foarte bine, e foarte bine lucrul acesta. Însă, lucrul acesta se poate transforma în ceva periculos când noi zicem, domnule, hai să minimalizăm membralitatea, să se simtă parte de-a noștri. Să se simtă de-a noștri, dar fără să treacă prin calea biblică de intrare în biserică. Să se pocăiască, să se lase de păcatele lor, să-și pună încrederea numai în Hristos pentru mântuirea lor, să facă o declarație publică prin botez a acceptării Domnului Iisus Hristos și să fie membri din adunare. Să fie trecerea mai ușoară. Înțelegi? Tu făcând lucrul să-l împingi pe el departe de momentul pocăinței. El când va sta, cel care nu-i membru în biserică, la un eveniment de botez, el spune, eu n-am făcut lucrul ăsta.
Eu nu am parte de Hristos. Când va sta la masa Domnului, eu spun, eu nu pot să iau masa Domnului pentru că eu nu am crezut în Domnul Iisus Hristos. Eu nu am arătat public lucrul ăsta, că mă încred în Domnul Iisus Hristos. Eu sunt altcineva. Ei mă primesc, ei îmi zâmbesc, ei se poartă frumos cu mine, ei mă vor să fiu și eu a Domnului Iisus Hristos. Dar eu înțeleg prin ceea ce fac ei acum, deși mă iubesc, că eu nu sunt parte din ei. Și când facem lucrul ăsta, de fapt noi îi invităm. Voi încă nu sunteți, dar vă invităm, am vrea să fiți. Nu mai mergeți pe calea biblică ca să fiți în felul ăsta. Membralitatea aduce o cercetare celor care nu sunt credincioși, da? Să nu subțiem lucrul ăsta că îl facem în detrimentul nostru. 7. Membralitatea crește responsabilitatea. Crește responsabilitatea. Sunt o grămadă de proiecte pe care le face adunarea, pe care le are. Dacă nu știi cine e acolo, spune, fraților, trebuie să facem lucrul ăsta. Și mie nu se angajează, pentru că nu știi cine e pe acolo. Frate, dar de ce pe mine? Fiindcă ești membru adunării. A, numai de asta? Exact, numai de asta. Fiindcă ești un membru în adunare. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Noi trebuie să facem toți proiectele pe care adunarea trebuie să le facă după cuvântul lui Dumnezeu. 8. Membralitatea creează cadrul slujirii. Întotdeauna când vă uitați în Scriptură, epistolele sunt scrise adunării, botezul este dat adunării, cina Domnului este dat adunării, responsabilitățile membrilor sunt date adunării. Membralitatea creează cadrul slujirii. Ăștia suntem membrii. Aici facem slujirea pe care Dumnezeu ne-a cerut să o facem în biserică. Și în final, foarte important, membralitatea îi provoacă pe hoinari. Ei sunt numiți deseori prieteni, simpatizanți, da? Oameni care de ani de zile ajung și în cor, și la fanfară, aproape poate îi pune și la amvon. Ei sunt cumva de-a noștri, dar niciodată nu au declarat lucrul acesta. Nu, membralitatea, domnule, tu nu poți, pentru că nu ești membru în adunarea asta, da? Și spun, domnule, eu nu mă simt așa afiliat de nicio biserică. Anul ăsta se simte afiliat de noi, se simte așa cu noi. Anul următor simte cu altcineva, anul următor simte cu altcineva. Un fel de vagabondaj din ăsta spiritual, da? Hoinărială prin adunări. Ba acolo, ba acolo, ba acolo. Nu, membralitatea te obligă să te încadrezi într-o adunare, să-ți iei responsabilități, să înțelegi exact în ce te baci, să-ți faci calcule de la bun început și să rămâi acolo. Și dacă vrei să pleci, ăsta este un lucru foarte important, dacă vrei să pleci. Nu zic, domnule, hai să plecăm cu voie bună. Noi vom verifica, dacă tu crezi o erezie și vrei să pleci, trebuie să te excludem. Nu-ți putem da biletul, să spunem, să-i dai biletul membral, lasă să plece, scapă de el. Nu! El trebuie să fie cercetat. Sau el s-a certat cu un frate și nu vrea să se pocăiască, vrea să multe la altă adunare. Noi nu-i dăm biletul membral, noi nu-l recomandăm. Noi îl mustrăm și dacă el vrea să plece până la urmă, noi îl excludem. Da? Lucrurile trebuie făcute foarte clar. Membralitatea este foarte importantă într-o adunare. Care sunt câteva caracteristici generale ale membralității? Da, am spus deja, membralitate sunt doar persoane care sunt creștini, nu am spus persoane perfecte. Deci uitați-vă la noi foarte clar, începând de aici din față, pe la fratele meu, hai, sau cu el întâi, așa, în partea asta, toți cei care suntem membri în această adunare suntem departe de a fi perfecți, dar suntem creștini. Îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și vrem să trăim într-un mod vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de mântuirea pe care El ne-a dat un dar. Suntem creștini, da? Asta e o caracteristică a membralității. Responsabilitățile au fost amintite întreagăt, participarea în tot ce face biserica și supravegherea reciprocă. Le-am spus, frate, sună-l tu, am auzit că fratele are o problemă. Nu, tu care ai auzit primul, Dumnezeu a îngăduit ca tu să auzi primul, ca tu să-l cercetezi, ca tu să crești în lucrul ăsta, ca tu să-l mustri. Nu să dai telefoane și să informezi pe toată lumea. Tu, dacă tu nu te descurci, nu reușești, mai ai doi sau trei frați. Și dacă nici voi nu reușiți, poate apelați la prezbiterii adunării. Ca să fii membru, iarăși o altă caracteristică este mărturia. 1 Corinteni 5:11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar își zice frate, adică membru al adunării, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv, hrăpăreț. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați, ascultați-mă, eu mănânc la masă cu atei, cu agnostici, cu curvari, cu ce-or fi ei din lumea asta. Dar nu stau la masă cu unul care spune că e creștin și face lucrurile astea, să fie foarte clar. Biblia nu spune să n-ai legături cu oamenii de afară, să n-ai legături cu aia care au fost sau sunt înăuntru și nu au o mărturie. Practica a ceea ce mărturisesc cu gura, da? Mărturisirea lor nu se potrivește cu mărturia vieților. Da? Cu zice cu ăștia să nu ai nicio legătură. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Asta e un mod prin care tu îl cercetezi, un mod în care tu îl musti. Domnule, nu pot să stau la masă cu tine. Tu spui că ești frate, că ești a Domnului Iisus Hristos și mă chem în părtășie spirituală cu tine. Eu nu vin. Eu nu pot să mă unesc cu tine. Da? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela, spune Pavel mai departe. Da? Ca să fii membru în adunare, trebuie să ai o mărturie. Trebuie să ai o mărturie. Trebuie să ții la mărturia aceea. Trebuie să protejezi mărturia aceea, pentru că mărturia ta înseamnă mărturia noastră. Mie îmi pasă de mărturia ta, pentru că îmi pasă de mărturia noastră.
Da? În pasă de mărturia noastră. Este o mărturie comună. Vezi, când oamenii vorbesc de pocăiți. Pocăiți sunt așa. Tu nu cunoaște el tot pocăiții din lume ca să vorbească despre ei. Cunoaște unul sau doi sau trei pe care i-a văzut făcând anumite lucruri și aplică lucrul ăla la toți. Da? De aceea, mărturia, de aceea noi ar trebui să putem să spunem lucrul ăsta. Te referi la care pocăiți? La care? Nu la biserica, la bloc, da? Deci sigur nu te referi la ea. Amin. Crezul membrilor. Crezul membrilor. Mărturia, membralitatea înseamnă și să ai un crez. Să ai un crez. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, spune Pavel, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l. Și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Da? Ca să fii membru, trebuie să ai mărturie, trebuie să fii născut din nou, trebuie să-ți iei responsabilități de membru și, în ultimul rând, trebuie să aderi la crezul membrilor. Asta arată Biblia. Dacă nu te însemnăm și n-avem nicio legătură cu tine, nu o să te forțăm să-ți faci un semn, o cruce pe spate sau ceva de genul ăsta, da? Dar știm că tu nu mai aderi la crezul membrilor, că tu nu mai crezi ca noi, că tu nu mai ai mărturia pe care o are adunarea noastră, că tu nu mai vrei să-ți îndeplinești responsabilitățile pe care și le îndeplinesc membrii adunării noastre. Asta este semnificația biblică a membralității. Biblia ne vorbește și despre excluderea din membralitate și mă leg de lucrul ăsta întreagă, în cazul unui păcat cu totul scandalos, care are un impact devastator în comunitate, în biserică și în lume, Pavel spune, din toate părțile se spune că între voi este curvie. Vorbește despre o biserică. Mulți oameni se gândesc, ăștia nu sunt perfecți, domnule, ăștia nu sunt perfecți. Păi, eu am crezut că pocăiți sunt perfecți, nu știu despre ce pocăiți sau despre ce biserică ai citit tu. Citește Biblia, în ce traducere vrei tu, biserici în care erau păcate dezastruoase. Dar biserica se diferențiază de lume că în biserică lucrurile se rezolvă, se reglementează, există disciplinare, există mustrare, există îndemnare. Zice, și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar îi zice frate. Le-a spus asta dinainte, numai că ei n-au ascultat. Și Pavel îi mustră acum și rezolvă problema. Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Pentru că păcatul acela avea o putere de propagare fantastică. Și ei nu s-au mâhnit, ei nu s-au pocăit și Pavel a trebuit să intervină în punctul acesta, în felul acesta. În al doilea rând, în cazul oricărui păcat de care un frate nu dorește să se pocăiască, în ciuda faptului că a fost mustrat în repetate rânduri de către frați. Deci noi nu aderăm la disciplinarea de tip pompieristic. Am auzit, tăia de la rădăcină. Păi aici sunt numai oameni perfecți. Nu există așa ceva, da? Aplicăm ce spune Sfânta Scriptură. Un frate, frate, uite, am auzit lucrul ăsta. Uite-te, musul. Sau, frate, uite, hai să mergem împreună să vorbim cu fratele ăsta, da? Din mai multe părți poate să pornească tipul acesta de disciplinare, da? Și dacă omul nu dorește, dacă omul spune, domnule, am greșit. E adevărat, asta s-a întâmplat, am greșit, îmi pare rău. Îmi pare rău și mă pocăiesc și, într-adevăr, e un obicei prost al meu sau un păcat cu care mă lupt. Frate, vreau să mă ajutați, vreau să mă lepă de păcatul ăsta, să mă pocăiesc cu adevărat de el. Niciun fel de problemă, te asistăm, ne bucurăm pentru atitudinea ta și nu este niciun fel de problemă. Ești parte din adunare. Dar dacă tu în mod repetat, la final, tu spui, nu, lasă, uitați-vă la voi, fiecare în ograda lui și vii cu lozinci, până în punctul în care ești adus în fața adunării și tu continui în felul acesta, trebuie să fii exclus. Pentru orice păcat de care nu te pocăiești. Dacă fratele Mihai vede un acces de mânie la mine în relația cu soția mea sau cu copiii mei și fratele Mihai spune, eu te-am văzut, deci total, ieși din comun ce-ai făcut. Criza aia de nervi nu are, nu te reprezintă nici ca și creștin, nici ca și cetățean, nici ca și om, nici ca și predicator, ca absolut nimic. Și spune, lasă frate, că stați să... Și el mă mustră încă o dată și eu tot o țin pe a mea. Asta e treaba mea, nu știu ce. El vine cu alt frate și mă mustră. Și eu spun, lasă frate, că nu sunt eu ciuriburi, acum mă iei pe mine la 14 metri, că ai și tu problemele tale. Și continui cu tot felul de idei, de scuze și așa mai departe. El trebuie să mă aducă în fața adunării. El trebuie să mă aducă în fața adunării, pentru simpla aia criză de nervi de care eu nu vreau să mă pocăiesc. Da? Pentru simpla criză de nervi care arată de fapt că păcatul ăla e înrădăcinat în viața mea și că am probleme mult mai grave. Eu nu vreau să mă pocăiesc. Asta e problema. Nepocăința, nu păcatul ăla. Aia a fost doar o simptomă care arată că în viața mea este ceva putrezit la rădăcină și trebuie rezolvat. Iar ei trebuie să mă trezească, da? Să mă resusciteze, să-mi dau seama ce se întâmplă. În al treilea rând, în cazul în care există persoane care fac dezbinare în biserică sau predică învățături false. Când vine vorba de învățături false, lucrurile trebuie tranșate pe față. Am asistat personal la situații în care s-au predicat erezii de la amvon. Frații au știut, frații din prezbiteri au știut că se predică erezii. Zice, dar să nu se tulbure adunarea. Dacă cine ar veni să mi-ar otrăvi copiii la masă
Și a spus, domnule, nu zice nimic, nu zice nimic la copiii mei să nu se sperie. Nu, ia atunci, ai scutul, bag de pe gât să vomite o travă. Îi duc repede la spital, fac ceva atunci. Oricât de tulburare s-ar face în casă, da? Oricâtă tulburare s-ar face în casă. Nu l-am spus să o otrăvească, lasă să termine serviciul ăsta, să plece vizitatorii de la noi și după aceea să putem să rezolvăm problema cu ei. Nu, adică nu distrugă adunarea, nu lasă să fie otrăvită turna doar pentru că cineva s-ar putea simți lezat că îi deconspirăm ereziile, da? Și nu mă refer la faptul că el a spus în loc de fruct oprit din Geneza, cu mai greșim unul dintre noi, a spus că a mâncat din măr. Că Biblia nu spune că a mâncat din măr. Deci nu asta e o chestiune care trebuie trașa să se ridică fratele Mihai, fraților. Ce erezie am auzit astăzi? Fratele Andrei a spus că Adam și Eva au mâncat din măr. Biblia nu spune așa ceva. Asta este o erezie care ar putea să creeze dezbinarea în adunare. Deci nu la asta ne referim, da? Ne referim la învățătura importantă, clară a cuvântului lui Dumnezeu, doctrina de bază a noastră, da? Roman 16 cu 17, vă îndemnăm, fraților, să vă feriți de cei care fac dezbinarea și învățătura greșită spuse împreună în multe locuri din Biblie. Dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Nu spune, da, dar noi am crescut împreună, am cântat la mandolin împreună. Nu contează. Nu contează, n-are nicio treabă. Nu contează. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, auzi, cheamă în numele Domnului Iisus, autoritatea lui Iisus. Și vă spun și eu același lucru astăzi. Vă poruncim, nu vă rog, frate, sugerez. Vă poruncim să vă depărtați de orice, frate. Dar a fost prietenul meu din copilărie. Nu contează, e tata meu. Nu contează. E bunicul, nu contează, a plantat 5 biserici. Nu contează câte sinagogi satane a plantat. Dacă trăiește în rânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Pavel nu face foarte multă discuție pe chestiunea asta. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă. Pe martorul Iehova îi primesc în casă ca să evanghelizeze, dar pe ăsta nu, care nu vrea să pocăiască din învățătura lui eretică. Și să nu-i ziceți bun venit. După întâia și a doua mustrare depărtează de ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind, ea pornește cu premez dacă e de la sine osândit ăsta. Zice, dacă noi înșine sau un înger ar veni să provodească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am provodit-o, să fie anatema. Asta este membralitatea, așa cineva iasă din membralitate pentru aceste deviații. Haideți să ne uităm la disciplinarea în biserică, alt semn al unei biserici sănătoase, disciplinarea. Un lucru care este foarte des trecut cu vederea și fratele Mihai m-a ajutat să înțeleg aspectul ăsta mai mult, am discutat mai mult pe chestiunea asta în călătoriile noastre, este aspectul disciplinării formative. Asta este primul nivel al disciplinării, disciplinarea formativă. Disciplinarea nu începe că cineva a văzut că am un derapaj și vine și mi-arată problema. Asta trebuie făcută, dar nu asta e primul nivel al disciplinării. Primul nivel al disciplinării este disciplinarea formativă. Adică, de fiecare dată când stai în adunare și asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat, cuvântul lui Dumnezeu te va confrunta. Cuvântul lui Dumnezeu va arăta lucruri care în viața ta nu sunt cum trebuie. Slăbiciunea tale, păcatele tale, obiceiuri proastele tale. Tu ești disciplinat direct prin predicarea expozitivă a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă predici cuvântul lui Dumnezeu la rând, mai devreme sau mai târziu, toți confruntează cuvântul lui Dumnezeu. Ca adunare și particular. Asta este disciplinarea formativă. La cina Domnului, când ești chemat să te cercetezi, este o disciplinare formativă. Cina Domnului te pune la zid într-un fel. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Tu ce faci? Trăiești în păcat? Bajocorești pe Domnul Iisus Hristos? Trebuie să te cercetezi pe tine însuți, da? Legătura frățească. Când avem legătură frățească, zice să ne supraveghem unii pe alții. Ăsta e un lucru fundamental. Multe cazuri. A ajuns la propriu, la un climax asurzitor chiar pentru oameni din lume, pentru că au fost frați din biserică care au știut de devreme. Am văzut că flirtează cu nu știu cine. Am văzut că se uită cumva. Am văzut că are niște comportamente nesănătoase. Dar am zis că să nu mă bag eu, frate. El a știut, ăla ar trebui disciplinat și el. Pentru că el luni de zile sau ani de zile a știut și nu a făcut nimic în privința asta. Pentru asta există legătura frățească. Fiindcă te iubesc să spun, frate, nu-i cum trebuie lucrul ăsta. Asta e disciplinarea formativă la nivel mic, da? Predicarea expozitivă, cina Domnului, legătura frățească, ucenicia biblică și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ucenicia de la om la om. O soră tânără care se duce la o soră mai în vârstă, da? Sau grupuri mici de frați care sunt prieteni. Sau eu întâi de toate fratele tău, apoi prietenul tău. Pentru că n-ai vrei să vezi pe fratele tău, pe prietenul tău, făcând niște păcate scandaloase care să aducă de dezastru în biserică și să distrugă mărturia adunării. Atunci intervine. Asta e disciplinarea formativă la nivel mic. Unde nu există disciplinare formativă, unde nu există predicare expozitivă, unde nu este legătură frățească, ceea ce nu este multe adunări, unde nu se administrează corect cina Domnului, unde nu există ucenicie, primii care ar trebui disciplinați ar fi slujitorii bisericii.
Deci dacă el vine și spune trebuie să-l tăiem pe ăsta din rădăcină, nu, tu trebuie să fii tăiat din rădăcină pentru că nu predici Biblia și în general predici ilustrații, povestioare și tot felul de lucruri care strec ție prin cap care să smulgi lacrimi de la frați. Tu nu te-ai folosit de metodele harului prin care Dumnezeu ne disciplinează. Și atunci voi aveți o problemă întâi de toate cu disciplinarea formativă. Omul ăsta n-a fost crescut într-un mediu prielnic. De asta s-a dezvoltat așa. Tu ești strâmb și ei sunt strâmb ca tine. Tu trebuie să te disciplinezi întâi pe tine, că tu ai o responsabilitate. Și disciplinați ceilalți care au știut. Derapajele de obicei, se văd din timp. De obicei se văd din timp și pot fi stopate din timp. Și de aceea toți suntem responsabili de lucrul acesta, da? Deci trebuie să existe o disciplinare formativă ca să poți face disciplinare și trebuie să existe o învățătură despre disciplinare ca să poți face disciplinare. Adică ești într-o adunare în care 40 de ani s-au tolerat toate păcatele posibile și imposibile și zici, de acum am venit, disciplinare, nu merge. Pentru că oamenii nici măcar nu au conceptul despre disciplinare. Este o carte scoasă de Magna Grația, Disciplinarea Bisericii, care arată foarte bine aspectul ăsta. În multe adunări s-a făcut dezastru prin faptul că cineva a venit într-un loc în care oamenii măcar n-au avut conceptul de disciplinare și au apucat și au disciplinat. La unul trebuia să-i disciplineze pe toți, că toți erau vinovați de păcatele tuturor, prin părtășia la păcatele respective, prin tolerarea lor. Întâi trebuie să existe o învățătură pe baza căreia să face disciplinare. Cea mai multă doctrină pe disciplinare se face prin scuze. De ce să nu facem disciplinare? Da? Că se destramă familiile. Un frate aici, am participat la un caz mai special care, dintr-un anumit punct de vedere, s-a sfârșit biblic, aș spune eu, bine. Dar acestea au fost câteva argumente. Că, domnule, se destramă familia. Dacă aude soția mea, dacă aude soțul meu ce s-a întâmplat, se destramă familia. Acum, dacă se destramă ceva, se destramă din cauza ta, nu din cauza noastră. Dacă se destramă ceva, nu se destramă din cauza noastră. Ce vrei, să destrame biserica din cauza ta? Da? Trebuie să-ți asumi lucrul pe care l-ai făcut. Alții zic că să tulbură adunarea. Prima tulburare care vine în adunare e datorită păcatului, nu datorită disciplinării și mustrării. Să fie foarte clar. Foarte des spune. Frate, aducem tulburare dacă sunt frați slabi în adunare. Nu, frații slabi o să devină tare acum. Frații slabi o să înțeleagă că dacă continuă și în slăbiciuni din astea, nu e bine. Asta o să înțeleagă. Nu, tulburare se face prin păcat. Satana face tulburare cu păcatul, nu prin tratarea unei boli, da? Alții spun că să pierde mărturia bisericii. Nu, eu spun că mărturia bisericii s-o pierdut când ai păcătuit. Nu când se rezolvă problema. Lumea dimpotrivă va spune, domnule, vezi că la ăștia nu merge așa. Aici e o diferență. Și noi suntem din biserica cu tare, dar acolo nu merge așa. Ăștia chiar aplică, uite că mi-a spus unul de la ei că o aplica Biblia din textul cu tare. Ăștia chiar aplică Biblia. Atunci nu se pierde mărturia bisericii, se întărește mărturia bisericii. Și poate să fie un eveniment de disciplinare, poate să fie un eveniment foarte important și un mesaj foarte clar dat lumii. Foarte clar dat lumii. Uitați-vă la disciplinarea lui Anania și Safira. Zice, se temeau cei care nu erau serioși, care numai cochetau. Se temeau să facă, să se alăture bisericii. Numai cei care erau serioși se botezau, se pocăiau și intrau în biserică. Da? Sau că, uite cât mult bine ne-a făcut. Unii slujitori n-au fost disciplinați. 20 de ani ne-a făcut atâta bine. Da, numai că în câteva luni de zile au stricat tot ce a făcut în 20 de ani. Și asta e un fel de teologie a mântuirii prin fapte bune. Da, am făcut fapte bune. Acum am făcut una rea, grozavă, dar dacă le punem în cântar, le spălăm cumva, da? Judecătorul, dacă o iei în lumea în care trăim, judecătorul, dacă ai dat peste cineva pe trecerea de pieton și îi spui, uite, 20 de ani am condus perfect. Perfect am condus 20 de ani. Nu cred că mă bagi la pușcărie, m-am dat pe ăsta pe trecerea de pieton. Nu, o să te bagi la pușcărie. Nu poți să speli nici măcar o faptă rea cu toate faptele bune pe care le-ai făcut până atunci. Indiferent că ai fost un șofer extraordinar, că lumea te recunoscut așa, n-are nimic de a face, da? Alți oameni zic că n-avem iubire. N-avem iubire. Și zice, Domnul Iisus a zis să-l considerăm un păcătos și un vameș. Vă întreb, Domnul Iisus a avut dragoste când a spus lucrul ăsta? Am întrebat pe cineva, când Domnul Iisus a intrat în templu și a fost curățenie, Domnul Iisus a fost blând atunci? Zice, atunci n-a fost blând. Serios? Fiul lui Dumnezeu întrupat n-a fost blând atunci? Nu, el a fost blând. Blândețe nu înseamnă să nu faci nimica, să nu ai nicio reacție. Blândețe înseamnă să știi în fiecare situație câtă fermitate trebuie să aplici, da? Să ai înțelepciunea aceasta de la Dumnezeu. Disciplinarea nu înseamnă condamnare, cum zic unii. Nu înseamnă să-l condamnăm. Înseamnă să arătăm că există o problemă și să arătăm omului acela că-l iubim și vrem să rezolvăm problema aceea din viața lui. Este o dovadă extraordinară de dragoste. Nu înseamnă nici aplicarea legii lui Moise. Unii zic că disciplinarea seamănă mai mult cu legea lui Moise. Nu, domnule, legea lui Moise însemna să te omorâm. Noi nu te omorâm, noi vrem să te aducem pe calea pocăinței, nu aplicăm sub nicio formă legea lui Moise. Astea sunt toate scuze pe care eu le-am auzit, la propriu le-am auzit de la oameni care sunt pocăiți de zeci de ani. Da? Alții zic că sunt mulți oameni care s-au pocăit fără
fără disciplinare. Un asemenea caz nu există. Deci nu există pocăință fără disciplinare. Că te-a disciplinat Duhul Sfânt direct prin cuvântul lui, asta este cu totul altceva. Dar nu există pocăință fără disciplinare. Disciplinarea vine în urma intervenției Duhului lui Dumnezeu în viața noastră prin metodele Harului. Prin cuvânt, prin frați, prin biserică și așa mai departe. Iar faptul că Dumnezeu în Harul lui permite ca să existe întoarceri reale de la păcat a unor oameni care s-au rătăcit fără metodele obișnuite ale Harului, nu înseamnă că noi renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu, nu mai facem ce ne spune Biblia și aplicăm ce am văzut că s-a întâmplat într-un anume caz. Câteva beneficii ale disciplinării. Foarte ciudat, beneficii ale disciplinării. De ce o biserică trebuie să aibă disciplinare biblică? Reformatorii, cum am spus, au pus în cele trei semne ale unei biserici adevărate. N-ai disciplinare, nu ești biserică. Nu ești biserică. Beneficii pentru adunare. Întreagă, am menționat, se protejează și se restabilește mărturia bisericii. Lumea înțelege că acolo este un loc în care oamenii doresc sfințenia, un loc în care sfințenia e mai importantă decât imaginea, un loc în care cuvântul are prioritate, are întâietate, un loc în care slava lui Dumnezeu contează mai mult decât imaginea omului. Se întâlnește într-un mod deosebit mărturia bisericii când se practică disciplinarea. Se accentuează cuvântul lui Dumnezeu. De ce au făcut oamenii ăștia lucrul ăla? Nu-s prea duri, nu-s lipsiți de dragoste. Nu, așa ne spune cuvântul. Simplu, când am făcut disciplinare, spunem așa, spune cuvântul. Întărim autoritatea cuvântului în biserică. Se protejează puritatea bisericii. Uitați ce spune Scriptura. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Însă n-am înțeles cu curvare lumea acestea sau cu cei lacum de bani sau cu cei hrăpărești sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Da? El se referă la biserică și trebuie și puritatea bisericii se păstrează prin faptul că există disciplinare. Nu mă refer la excludere acum, da? Tot procesul de disciplinare, el se poate pocăi la prima mustrare. Tot procesul de disciplinare, el trebuie să existe acolo. Păcatul afectează viața bisericii, oprește binecuvântarea lui Dumnezeu și biserica își neagă natura dacă tolerează păcatul. Ea are o natură a sfințeniei și biserica își păstrează puritatea în momentul în care ea demonstrează că are puterea de autopurificare, de autocurățire. Prin puterea Duhului Sfânt, prin cuvânt. Ea arată că e o biserică sănătoasă. Că organismul ăla este viu și lucrează. Da? Scoate afară puroiul, scoate afară o travă din el. Da? Supurează. Nu rămâne inert trupul. Nu rămâne inert trupul. Când refuzăm disciplinarea, de fapt ne facem părtași păcatului și lucrării cerului rău. Asta facem. Noi cu mâinile noastre vrem să dărâmăm biserica Domnului Iisus. Vrem. Nu reușim, dar asta vrem să facem când refuzăm disciplinarea. 4. Biserica și slujitorii își întăresc autoritatea biblică. Când în ciuda tuturor presiunilor, un slujitor și o adunare spune trebuie să facem disciplinare în cazul ăsta, că așa ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea lor se întărește. De ce? Pentru că ei s-au pus sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Zice, oamenii ăștia nu se joacă cu Scriptura. Da? Și dacă eu nu mă joc cu Scriptura, dacă eu respect Scriptura, autoritatea aceea se transferă asupra mea. Atragem binecuvântarea lui Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu și a face disciplinare nu poate decât să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt multe adunări care sunt părăsite de prezența lui Dumnezeu, nu pentru că oamenii de acolo nu susțin doctrinile Harului, ci pentru că oamenii de acolo nu fac disciplinare biblică. Sunt părăsite de prezența lui Dumnezeu. Și ca și cum intri într-un cavou. Exact așa este. Nu există legătură frățească, nu este manifestare prezenței lui Dumnezeu. Se vede lucrul ăsta în rugăciune, în cântare, în predicare, în orice. Îți lipsiți total de puterea, de prezența, de revărsările proaspete ale Duhului Sfânt peste adunare. Nu există nimic acolo. Rece tot ca gheața. Pentru că este tolerat păcatul. Și Dumnezeu își retrage binecuvântarea. Nu știu care e biserica aia care ar vrea să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și să intre sub disciplinarea lui Dumnezeu și intrată sub disciplinarea lui Dumnezeu dacă nu se pocăiește să rămână o biserică apostată. O biserică la ușa căruia se află Hristos, pe din afară. Și își fac programele lor în continuare. Rugăciunile lor, slujbele lor. 6. Ne autentificăm ca biserica adevărată. Ce înseamnă să fii biserică? Niște credincioși născuți din nou care sunt adunați la oaltă. Regenerați, care sunt angrenați într-un proces al sfințirii. Când nu ne mai sfințim și tolerăm păcatul, ce demonstrăm? Ne negăm la pur și simplu natura noastră. Noi asta suntem. Niște oameni care suntem recuperați de Dumnezeu din păcat și puși într-un proces al sfințirii. Nu suntem desăvârșiți, perfect, dar suntem puși într-un proces al sfințirii. Noi ne autentificăm ca biserica adevărată când facem lucrul acesta. Biserica este confruntată cu adevărata ei stare spirituală când aflăm de păcatele celorlalți. E bine să aflăm. E bine să aflăm. Pe mine mă apasă lucrul. Eu când aud că cineva a făcut un lucru din adunare, mă apasă lucrul ăla. Mă apasă și când fac eu prostii. Mă apasă lucrul ăla și bine. E bine să știm starea noastră adevărată. Să nu trăim cu iluzii cu privire la cine suntem noi. E bine să vedem ceea ce se întâmplă.
Ca noi înșine să ne cercetăm dacă cumva am intrat pe panta aia, dacă cumva suntem ispitiți să intrăm pe panta păcatului pe care a intrat fratele nostru. Să fim cercetați. Lucrul acesta să aibă un efect asupra noastră. Biserica lucrează preventiv și curativ pentru alții când disciplinăm. Zice Pavel așa: nu vă lăudați, bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Zice, dacă lăsați lucrul acela, el o să infecteze toată adunarea. Prin toleranță. Să fim toleranți. Fiind toleranți. Biblia nu spune așa. Zice că se împânzește în toată plămădeala, în toată adunarea. Da? În momentul în care se face disciplinare, toți ceilalți învață că problema păcatului este importantă pentru adunare, că lucrul acela se va trata în fiecare caz. Biserica își păstrează puritatea închinării ei. Eu cred că o închinare, și gândiți-vă, dacă Dumnezeu n-ar primi închinarea noastră la adunării, pentru ce ne mai strângem la oaltă? Da, bă, de chiar venim degeaba. Pavel, în contextul disciplinării, spune că biserica care nu face disciplină își pervertește toată închinarea. Să prăznuim, zice, dar praznicul, sărbătoarea, nu cu un aluat vechi, cu păcat, ca să era la ei, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Zice, așa se prăznuiește. Așa se aduce închinarea. Da? Să scoatem aluatul ăla ca să nu dospească toată plămădeala. Altfel ne rugăm degeaba, cântăm degeaba, predicăm degeaba. Dumnezeu nu primește ce facem noi. Noi s-ar putea să ne simțim bine. Și nu te miri că multe adunări au devenit discoteci, au devenit săli de teatru, au devenit cenaclu religios, slujbe pompoase, dar nu există prezența lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu nu primește ce fac ei. Și lasă în voia minților. Pentru că acolo s-a tolerat păcatul și n-a fost disciplinare. Apoi, pentru tot beneficiu pentru biserică, biserica combate transformarea ei în sinagoga satanei. Cum devine o sinagoga satanei? O sinagoga satanei ajunge în felul acesta, nu poate, n-a fost de la început așa, când în interiorul ei intră oameni necredincioși, nu se practică disciplinarea și se transformă dintr-o biserică, se transformă la altceva, într-un cult religios sau o sinagoga satanei. Fapte 5 cu 11. După o disciplinare, spune, o mare frică a cuprins toată adunarea, deci efect în adunare, și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se alipiască de ei. Asta biserica a rămas biserică, a practicat disciplinarea și n-au intrat necredincioși în ea dându-se drept membri. Pentru că ea a practicat disciplinarea. Ea a practicat disciplinarea. Sunt sigur dacă ar fi disciplinări ca de tipul celor lui Petru. Vedeți, Petru avea băieți pregătiți acolo. El știa că prezența lui Dumnezeu era atât de puternică în adunare, dacă erai neserios, Dumnezeu s-o ocupa direct de tine. Și băieții aveau cimitirul aproape și te rezolvau. Asta se întâmpla în adunare. În Corinti la fel. Neputincioși, bolnavi și nu puțin. Dorm, nu dormeau acasă. Să fie foarte clar. Dormeau de tot. Deci dormeau de tot. Asta e învățătura Sfintei Scripturi. Beneficii pentru lume. Beneficii pentru lume. Ce beneficii pentru lume? Zice, din toate părțile se spune că între voi este curvie. Din toate părțile. Toată lumea a ajuns. A auzit. Deci nici la păgâni nu există așa ceva. Dar nu credeți că lumea nu aude ce se întâmplă la noi. Să nu credeți lucrul acesta. Tu îi spui la cea mai bună prietena ta, cam cei pe la noi la adunare. Toată lumea o să știe la prietena ta. Și ei se bucură să știe ce se întâmplă pe la noi. Vezi? Și ei stă ca noi. Numai că nu se închină la Maica Domnului. Cam asta spun oameni. Nu este adevărat? Și nu trebuie să fie adevărat. Beneficii pentru lume. Se transmite un mesaj puternic despre caracterul lui Dumnezeu. Ce o să înțeleagă cineva când vede că se face disciplinare în adunare? Deci, dar de ce ați făcut lucrul ăsta? Pentru că vrem să dăm slavă lui Dumnezeu și să arătăm că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt care nu se joacă cu păcatul. Și că El a venit să ne salveze, să ne mântuiască de păcat. Nu numai să ne ierte de El, ci să ne scape de El, să ne curățească de El. Asta vrem să spunem noi despre Dumnezeu prin disciplinare. Lumea trebuie să știe asta, da? Se transmite un mesaj puternic despre Evanghelie. Evanghelia nu vine doar să ne ierte păcatele, ci vine și să ne curățească de păcat, să ne izbăvească de păcat. Se transmite un mesaj puternic despre ce înseamnă pocăința. Să vii la m-am dus la pocăință sau m-am dus la biserică la pocăință sau m-am dus la biserică la bloc, nu înseamnă, aia nu înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă să te lași de păcatul tău. Să te lași de păcatul tău în mod continuu. Și noi te vom ajuta la lucrul acesta, da? Arăți oamenilor exact ce înseamnă pocăința. Ai intrat într-o ucenicie, ai intrat într-o biserică, ai intrat în comunitate, într-o formațiune spirituală în care păcatul este tratat cu sensibilitate, nu păcatul. Tu ești tratat cu sensibilitate, păcatul e tratat cu seriozitate și lucrurile nu rămân așa, nu au cum să rămână așa ca în lume. Pur și simplu, transmite un mesaj puternic despre identitatea bisericii. Ce înțelege lumea când vede că lucrurile sunt la fel ca la ei? Sau mai rău ca la ei? Sau mai rău ca la ei? Ăla poate spune deschis, bă, eu nu știu dacă e Dumnezeu, cine știe dacă e ceva dincolo? El îți spune, e un agnostic din ăsta. Mă duc din când în când la biserică, dar tu spui, tu ai o credință serioasă.
Tu știi ce înseamnă mântuirea, judecata viitoare, iertarea păcatelor, învierea morților, viața veacului ceva să vie, judecata de apoi. Tu știi lucrurile astea. Împărăția lui Dumnezeu, cum să intre acolo, cum să pierde. Da? Cum să ratează intrarea acolo. Tu știi lucrurile astea. Ce mesaj dai tu despre identitatea bisericii când tolerezi lucrurile acestea? Beneficii pentru cel disciplinat. Eu zic ce spune Domnul Iisus. Zice, zic unii să fim ca Iisus. Bine, să fim ca Iisus, zice, să-L consideri ca un păgân și ca un vamiu. Să fim ca Iisus, cu toții. Versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, asta e intenția disciplinării, mustrării. Să-l câștigi pe fratele tău. Ăsta e scopul, este o metodă a Harului. Când câștigi pe cineva pentru Hristos, e o metodă a Harului, da? A lui Dumnezeu. Iar arătăm celui disciplinat, da? Dragoste, vrem să-l câștigăm. Noi trebuie să-i spunem, chiar să-i comunici. Frate, eu vreau să te câștig înapoi. Nu-i bine lucrul ăsta în viața ta, da? În al doilea rând, îi arătăm celui disciplinat adevărata lui relație cu Dumnezeu. Zice, dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie ca un păgân și ca un vameș. Nu-i lipsit de dragoste să-i spui că e un păgân și, și un vameș? Nu-i lipsit de dragoste. E cel mai bun lucru pe care poți să-l spui. Tu nu te afli într-o relație corectă cu Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te, este un lucru de dragoste. Să-i spui un om ce trebuie să facă ca să fie mântuit, să intre din nou în părtășia adunării, este un lucru plin de dragoste. Dar iar arăți relația lui cu Dumnezeu. Beneficii pentru alte adunări, pentru alți slujitori sunt. Când alte adunări, alți slujitori care se joacă cu lucrul ăsta, văd o adunare serioasă, care aplică cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să ne vorbească puțin pe la spate, dar în sinea lor știu că acolo este o biserică care trăiește și care pulsează serios, care pulsează adevărat, care are o viteză de reacție și Dumnezeu să dea viteza asta de reacție la toate bisericile adevărate. Să aibă viteză de reacție, să reacționeze. Tu când te-ai înțepat la un deget, vai, m-am lăvit la dește, vezi acolo, vai, curge sânge și pui acolo tot, vai, cine știe ce s-a întâmplat. Ai o viteză de reacție extraordinară. Imediat te-ai înțepat, reacționează corpul. Și ar trebui să fie biserica. Este locuită de Duhul Sfânt. Este locuită, este călăuzită de Duhul Sfânt. E cuvântul lui Dumnezeu acolo. Sunt oameni născuți din nou. Ar trebui să fie o viteză extraordinară de reacție a tuturor membrilor atunci când există păcat. Care e logica disciplinării? Care e logica disciplinării? Logica disciplinării este următoarea. Disciplinarea este aplicată în orice sferă a societății. Este ceva trasat de Dumnezeu în univers. Este aplicată în familie, este aplicată în stat, este aplicată în biserică. Anarhia este lipsa disciplinării. În toate sferele societății se vede că există disciplinare. Unii nu este disciplină, este haos. Dumnezeu ne spune apoi că disciplina este un semn că suntem copiii Lui. Dacă nu ne disciplinează, zice, suntem născuți, copiii născuți din curvie. Unii nu-i disciplină. Ce spunem noi unii despre alții când nu practicăm disciplina? Toți suntem niște necredincioși, suntem fii ai diavolului care pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu aplică disciplinarea și o aplică de multe ori prin adunare, prin frați. Pentru cei care sunt copiii Lui. Disciplinarea este dovada dragostei lui Dumnezeu. Zice că bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește și îl iubește. El pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Este o dovada dragostei lui Dumnezeu. Nu se adică spune, vreau să te disciplinez, am găsit plăcerea să-ți fac rău, să te văd cum suferi. Nu! El vede că e un păcat în viața ta și vrea să te sensibilizeze la păcatul acela, pentru că cu păcatul vine odată anestezia. Te anestezează păcatul. Devii insensibil și Dumnezeu vrea să te trezească. Disciplina este dovada faptului că înțelegem cât de otrăvitor este păcatul. Asta e logica disciplinării. Înțelegi că păcatul este periculos. Eu dacă spun 3 picături de ceanură într-un pahar cu cea mai plăcută băutură a ta, tu nu ai să-l bei. Nu ai să-l bei. De ce? Pentru că înțelegi cât de destructiv este substanța aia pe care am pus-o eu acolo. Înțelegi tu cât de destructiv este păcatul? Hristos a împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Până la sânge împotriva păcatului nostru. Da? Și la fel ar trebui să facem, la fel ar trebui să facem noi. Disciplinarea este un rezultat direct al caracterului lui Dumnezeu, al sfințeniei lui Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu. Disciplinarea este transformarea în neprihănița celor care sunt socotiți neprihăniți. Noi protestanții vorbim foarte mult despre a fi socotiți neprihăniți, doctrina îndreptățirii. Excepțional. E, Dumnezeu nu vrea să fim socotiți neprihăniți în ochii Lui. Neprihănirea lui Hristos să ne fie dată nouă ca o haină. Dumnezeu ne vede fără păcat. El vrea să ne facă neprihăniți. În același capitol din Evrei, Scriptura vorbește despre școala dătătoare de neprihănire. Școala în care se produce roada sfințeniei. Da? Asta este disciplina. Și în final, prin disciplinare, Hristos își exercită asupra noastră nu doar calitatea de mântuitor, ne iartă păcatele, ci și de Domn. Aș vrea să ne uităm pe scurt, în puținul timp care ne-a rămas, la câteva principii în confruntarea fraților căzuți. Adică ne uităm la primul nivel. Și dacă aveți Scripturile, vă invit să deschideți la Matei capitolul 18. Este un pasaj clasic, dar de multe ori înțeles
eronat, aplicat, greșit, la Matei capitolul 18 și ne uităm la câteva principii cu privire la disciplinare. Cu privire la disciplinare. În primul rând, vreau să subliniez din locul acesta, Matei capitolul 18, principiul responsabilității. Principiul responsabilității. Ia uzi ce spune. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Ăsta e principiul responsabilității. Vezi Biblia ce spune? Mă, dacă el a păcătuit, n-ar trebui el să vină să rezolve problema cu mine? Asta e logica umană, nu? Biblia nu spune așa. Dacă eu am păcătuit împotriva lui Sorin, cine trebuie să inițieze? Sorin să gândește, păi el a păcătuit, să vină să-și ceară iertare. Biblia nu spune așa. Biblia spune, el să vină să mă mustre. El are o responsabilitate față de păcatul meu. Este arătat foarte clar principiul acesta al responsabilității. Și trebuie să vezi suveranitatea lui Dumnezeu și în păcat. De ce Dumnezeu a îngăduit ca Sorin să vadă păcatul meu? Și n-a îngăduit ca să vadă un alt frate păcatul meu? Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să-l folosească pe Sorin în corectarea mea. Poate Dumnezeu lucrează și în viața lui Sorin ceva. Nu doar în viața mea. Poate Dumnezeu crește și pe Sorin într-o anumită privință. Este un principiu al responsabilității. Suntem responsabili cu privire la ceilalți. Suntem responsabili. Al doilea principiu, principiul inițiativei, pe care l-am subliniat deja, este legat de principiul responsabilității. Eu trebuie să inițiez. De ce trebuie să inițiez tu? Că Biblia spune așa. Trebuie să inițiez pentru că ți este ție mai ușor, că tu ești duhovnicesc, tu nu ești căzut în păcatul respectiv, da? Îți este mai ușor ție. Și pentru că cu trecerea timpului acelui om va fi tot mai greu să se pocăiască de păcatul lui. De asta ți-e mai ușor ție. Principiul inițiativei. Tu inițiezi care ai văzut păcatul, nu care ai păcătuit. Da? Bine ar fi ca el să reacționeze el la prezența Duhului Sfânt, la mustrarea, la întristarea Duhului Sfânt din viața lui. Al treilea principiu. Principiul promptitudinii. Se observă foarte clar. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ascultați, du-te! A păcătuit? Du-te! Când să te duci? Nu peste un an de zile. Trebuie să fii prompt. Tu înțelegi cât de otrăvitor e păcatul și reacționezi imediat. Da? Ai viteză de reacție. Principiul perseverenței. Dacă nu te ascultă, zici supărat că o vorbi fratele Andrei urât cu tine, te-o izgonit, vezi de treaba ta, du-te acasă, uite la copiii tăi și la familia ta, zici, bă, asta, eu mi-am făcut datoria. Dacă Dumnezeu vrea să aibă milă de ei, bine. Dacă nu, nu. Nu, Biblia nu zice așa. Dacă nu te ascultă, bosunflă-te și sună pe toți prietenii tăi și spune ce rău e celălalt. Nu! Zice, perseverezi, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, mergi mai departe. Principiul perseverenței, da? Nu te lași, să știți că e foarte greu să fii perseverent în așa ceva. Nu-i plăcut niciodată să te duci să confunzi pe cineva. Nu-i plăcut, dar este o dovadă de dragoste. Principiul protecției. Uitați-vă la cu câtă atenție Domnul Iisus Hristos instaurează procesul acesta al disciplinării. Dumnezeu n-a intenționat să fim defăimați când păcătuim. Dumnezeu n-a... Satana face asta. Te pune să păcătuiești și după aia bate toba. Sau de toată lumea. Dumnezeu a intenționat ca păcatul să fie tratat la nivelul la care e cunoscut atunci. Există păcate care trebuie să fie făcute cunoscut, să fie foarte clar. Să fie foarte clar, da? Când a auzit toată lumea și numai noi zicem, mă, nu știe nimeni. Da? Sunt păcate pe care sunt făcute și care influențează toată biserica sau are impact asupra întregii familii, trebuie să cunoască soția și așa mai departe, sunt păcate. Dar uitați-vă, Domnul Iisus Hristos arată sensibilitate în privința asta. El nu vrea să defăimeze păcătosul, ci vrea să-l câștige. Da? Vrea să-l câștige. Uitați-vă la, în al șaselea rând, la principiul fermității. La principiul fermității. Domnul nu spune să ne ducem la el și să îi oferim circunstanțe atenuante. Au fost nervos. A fost nervos și era nevasta pe lângă el. Și-a întins mâna. Nu, Biblia nu spune așa. Du-te și îți dă o singură poruncă, Domnul Iisus. Nu-ți dă nicio variantă. Unde e păcat, nu contează circunstanțele atenuante. Nu contează. Trebuie fermitate. Du-te și mustră. Seriozitate. Fermitate. Principiul dragostei. Spune, dacă te ascultă, ai... Tu l-ai câștigat. Asta înseamnă că tu ai vrut să faci lucrul ăsta, da? Eu mă duc fiindcă îl iubesc pe fratele meu. Și trebuie să-i comuni, să-i spui, frate, te iubesc. Poate sună ciudat, n-ai spui lucrul ăsta la nici la nevastă, așa trebuie să începi să-i spui, să te obișnuiești. Spui, frate, te iubesc în Hristos și de asta am venit la tine, da? Vreau să te câștig înapoi. Vreau să te câștig înapoi. Dacă fratele spune, frate, ai dreptate, m-am și pocăit. Domnul m-a cercetat, Domnul m-a mustrat, m-am pocăit. Domnul să te binecuvânteze, te bucuri de lucrarea Duhului Sfânt, da? Principiul susținerii, principiul susținerii. Dumnezeu zice să nu rămâne singur dacă vedem că lucrurile nu funcționează, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși pentru ca orice vorbă, nu doar a lui,
ce spune el, ci șata, să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Auziți, să fie sprijinită. În multe situații de disciplinare, frate, du-te tu. Frate, du-te tu. A, nu, eu nu vreau să mă bag. Frate, eu nu mă mai bag niciodată în treburile astea. Nu, Biblia nu spune așa. Du-te și susține. Și dacă te cheamă cineva, du-te și susține. Da? Este un principiu al susținerii, da? Apoi principiul congregațional. Biblia nu spune, dacă nu ascultă pe cei doi, trei frați, să vă duceți într-o sesiune privată la comitet. Să sunați la comunitate. Nu zice, nu? Nu zice. Ce să facem? Nu spune, dacă spunea... Nu zice. Nu zice, dacă nu ascultă de ăștia doi sau trei, spune-l bisericii, adunării. Toată congregația trebuie să știe. Este un nepocăit acolo care nu vrea să rezolve problema, da? Nu vrea să rezolve problema. Avem și principiul excluderii. Avem principiul excluderii. Principiul excluderii trebuie aplicat foarte important aici. Principiul excluderii trebuie aplicat când au fost parcurși ceilalți pași. Foarte important. Dacă nu au fost parcurși ceilalți frați, nu trebuie aplicat principiul excluderii. Principiul excluderii trebuie aplicat când s-au făcut ceilalți pași, așa cum spune Biblia. Da? Dacă tu te-ai dus cu o falcă în cer și cu una în pământ și ai fost frustrat și te-ai dus, de fapt, ca reacție, te-ai dus să te răzbuni și să-i scoți lui ochii, trebuie și tu să suferi o disciplină. Și va trebui tu să-ți recunoști partea ta de vină. Eu am greșit că am făcut lucrul ăsta și de multe ori se întâmplă asta, da? Am spus, dar păcatul lui, el a început, ca prunci mici. Dar el a început, am făcut și o prostie, dar el a început. Ocupați-vă întâi de el. Nu, trebuie să te pocăiești și tu, da? Deci principiul excluderii se aplică când au fost parcurși ceilalți pași și când pașii precedenți nu au funcționat. Dacă pașii precedenți au funcționat, zic, măi, dacă tot se rezolva situația, hai să audă toată lumea. Nu, nu? Când ceilalți pași nu au funcționat, da? Fratele care mustră sau frații care au mustrat, au făcut lucrul acesta fără să aibă efectul scontat. Excluderea aici este descrisă prin cuvintele acestea. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Poate un păgân și un vameș să fie membru în biserică? Să ia parte la cina Domnului? Să vină la amvon și să predice doar pentru că e scris pe programare? Dați foc la programarea aia, nu are nicio valoare, da? Nu are voie să slujească în adunare. Este un păgân și un vameș. Deși este un păgân și un vameș și nu mai este frate, totuși asta nu înseamnă că nu trebuie să ai legături cu el. Trebuie să ai legături cu el în vederea mântuirii lui, câștigării lui, da? Nu trebuie să-i dai niciodată senzația, las, chiar dacă ai fost dat afară din adunare, aia e o simplă membralitate, fii serios. Noi toți suntem prieteni de o viață. Nu. El trebuie să înțeleagă de la tine foarte clar că ceea ce s-a întâmplat este un lucru serios, în primul rând între el și Dumnezeu. În primul rând între el și Dumnezeu. Nu ne-a ofensat întâi pe noi ca biserică, n-a stricat doar mărturia noastră, ci el în primul rând a bajocorit slava lui Dumnezeu. Principiul autorității, foarte important. De ce facem lucrul acesta? De ce facem lucrul acesta? Vedeți, în locul acesta nu spune care autoritate, nici papa, nici comitetul, nici păstorul, nici biserica universală, ci spune care autoritate biserica. Bisericii, cum s-a arătat deja în sesiunea precedentă, biserica are autoritatea aceasta. Când are biserica autoritatea de disciplina? Când respectă cuvântul lui Dumnezeu. Eu am autoritatea să disciplinez doar dacă e în toate detaliile ascult de cuvântul lui Dumnezeu, mă supun cuvântul lui Dumnezeu, da? Acesta este contextul, da? Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, versetul 18, ne dă autoritate. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Cum e lucrul ăsta? Păi eu vă întreb simplu, dacă ăla nu se pocăiește și arată nepocăință, cum e el înaintea lui Dumnezeu? Liber de păcatele lui? Da? Dacă nu se pocăiește? Nici vorbă, nu, omul este legat. Cum se face legarea asta publică pe pământ? Păi prin biserică. Prin procesul de disciplinare a bisericii. Așa se arată lucrul acesta public. N-am nicio treabă cu succesiunea apostolică, cu papa care leagă, care dezleagă. Imaginați ce ar fi dacă Dumnezeu... Aici vorbește, apropo, că vorbește de congregație. Ce ar fi dacă ne-am putea dezlega și lega unii pe alții? Vă supărat, te-ai uitat la mine. Legat! Pentru că te-am legat și eu înainte, nu ți-am spus. Ar fi o bajocură, n-am nicio treabă. Cheile acestea de a lega, de a dezlega, de a declara public că un om iasă din părtășia bisericii, care are o problemă gravă cu Dumnezeu, sunt date congregației, da? Este un principiu al autorității care vine de la Domnul Iisus. De ce disciplinăm? Nu disciplinăm că vrem noi, nu că ne credem mai grozavi, nu că suntem o elită religioasă, nu că suntem noi... Disciplinăm pentru că așa ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos ca lucrurile să funcționeze în adunare. Principiul rugăciunii. Principiul rugăciunii. Atitudinea ta se va schimba fundamental dacă te duci cu rugăciune. Spune Scriptura, vă mai spune azi că doi dintre voi se învoiesc. Care doi? Păi doi de care o menționam mai înainte, mai sus. Mai ia cu tine doi sau trei, nu?
Dacă ai doi să învoiesc să ceară un lucru oarecare în privința disciplinării fratelui, adică se duc și văd care e situația. Oricare lucru care trebuie cerut de acolo, zice, le va fi dat de tatăl meu care este în ceruri. Eu mă rog și pe tot parcursul, pe tot parcursul acestor etape, da? Eu mă rog lui Dumnezeu. Dar rugăciunea, foarte important, rugăciunea nu înlocuiește aplicarea cuvântului. Aplic cuvântul cum îmi cere Dumnezeu și mă rog. Aplic cuvântul lui Dumnezeu și mă rog, da? Contextul disciplinării este un context al rugăciunii, al chemării prezenței lui Dumnezeu, da? Al intervenției lui Dumnezeu, da? Acesta este principiul rugăciunii care este foarte, foarte important. Detaliez în rugăciune înaintea lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă. Succesul într-o disciplinare nu depinde de rezultat. Succesul într-o disciplinare depinde de ascultarea voii lui Dumnezeu. Dacă acolo s-a infiltrat un frate fals, succesul disciplinării înseamnă că el să fie dat afară. Ăla e un succes. Succesul este pentru că tu ai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl consideri ca un păgân și ca un vameș, pentru că el este un păgân și un vameș, ăsta este succes. De ce e succes? Pentru că ai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu definim succesul numeric. Noi definim succesul dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și Scriptura spune foarte clar aici să se învoiască la rugăciune. Dacă vor cere ceva, le va fi dat de tatăl meu care este în cerul. Ăsta este un miracol. Ca Dumnezeu să te asculte. Să ceri ceva și să se întâmple. Este un miracol. Când un frate se pocăiește, te-ai rugat pentru el și să pocăiește, e un miracol. E un răspuns la rugăciune. Vrem minuni, Doamne! Doamne, să faci minuni în adunarea noastră! De care? Cea mai mare minune e să mă las de proastele obiceiuri de care nu mă pot lăsa poate de ani de zile. Cea mai mare minune e să încetez cu păcatul. Să o rup cu păgânătatea, cu poftele lumești. Asta este o minune cu adevărat. Câți vor minuni din astea? Dumnezeu spune că dacă cerem în procesul disciplinării, și disciplinarea este un proces de o viață întreagă, Dumnezeu ne ascultă. Principiul reprezentării. Noi facem lucrul acesta în numele Domnului Iisus. Auziți ce spune aici? Dacă se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare și spune că și acolo unde sunt doi sau trei, care doi sau trei? Doi sau trei pe care i-a luat la disciplinare. Adunați în numele meu. Nu mă duc acolo să fac de capul meu. Eu mă duc acolo să aplic cuvântul lui Dumnezeu așa cum mi l-a cerut Dumnezeu. Și în final, principiul prezenței reale a Domnului Iisus. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt și eu în mijlocul lor. Această promisiune se aplică într-un mod special, da? Într-un mod special aici în contextul disciplinării și în contextul recuperării a unui frate căzut. Domnul Iisus se prezinte pe sine în pildă ca unul care se duce după oile căzute. Și el spune, lui place să facă lucrul ăsta, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Când tu te duci să cauți să mântuiești ceva ce ai pierdut, un frate a tot pierdut, lui Hristos îi place să facă lucrul ăsta. El vine într-un mod special atunci cu tine. Își manifestă într-un mod special. Asta, textul ăsta nu se referă că miercuri seara când frații nu-s pocăiți și nu vor să vină la adunare. Nu că nu pot, că nu vor. Noi ca să ne încurajăm unii pe alții, unde sunt doi sau trei în loc de 200, este și el în mijlocul nostru. Nu la asta se referă. Se referă când ascultăm de Dumnezeu și ne ducem în recuperarea unui frate, ceea ce îi place Domnului Iisus Hristos, vine și el cu noi. Ăsta este contextul, dar este un context al disciplinării. Condiția manifestării prezenței Domnului Iisus Hristos într-un mod special este în relație cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi facem lucrurile de capul nostru, nu vine Hristos cu noi. Deci nu vine să ne binecuvânteze în minciuna noastră, în prostia noastră, în neascultarea noastră și în răzvrătirea noastră. Da? Și în răzvrătirea noastră. Și arătăm că suntem dependenți de Domnul Iisus Hristos, arătăm lucrul acesta rugându-ne. Noi nu credem nici măcar că cuvântul funcționează automat. Domnul a aplicat ce a spus Biblia, etapă după etapă. Tăia de la rădăcină, am încheiat discuția. Noi nu credem că lucrurile funcționează așa. Aplicăm cuvântul, dar în același timp ne rugăm și așteptăm prezența manifestată a lui Dumnezeu. Nu există așa ceva, noi suntem cu cuvântul, ceilalți sunt cu prezența lui Dumnezeu. Noi suntem cu cuvântul și cu rugăciunea prin care cerem, implorăm de la Dumnezeu prezența manifestată a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Finalitatea disciplinării pentru noi ar trebui să fie aceasta. Finalitatea ar trebui să fie că omul se întoarce la Dumnezeu sau, dacă nu se întoarce la Dumnezeu, să demonstreze cine a fost dintotdeauna. Membralitatea și disciplinarea bisericii sunt două semne ale unei biserici adevărate și sănătoase care se leagă unul de celălalt. Da? Și în special disciplina bisericii. Este o învățătură care trebuie recuperată neapărat. Vă recomand din nou, cred că este o carte care e tradusă de John Owen, nu? Sau pe disciplină. Despre comunicare, da? O puteți căuta pe Magna Grate, aveți acolo site-ul, informați-vă, răspândiți informația asta, vorbiți cu fratele păstor, cu frate prezbite, frate, ce părere ai despre lucrul ăsta? Uite, avem și o carte despre conducerea biblică a bisericii,
când o să avem și noi prezbiteri și avem și o carte despre disciplina bisericii. Hai să punem lucrurile rânduială. Amin.